Argintul viu al probelor de 110 metri garduri și 200 metri plată în România, Armando Bănicioiu, sportiv legitimat la LPS Câmpul Lung și pregătit de profesoara Daniela Păcioianu, a participat sâmbătă la Maribor, în Slovenia, la prima sa competiție internațională, Campionatul Balcanic de Atletism, competiție rezervată sportivilor cu vârsta sub 18 ani. Evoluțiile mușceleanului în cele două probe au fost pe măsură, acesta obținând două medalii. Prima dintre ele a fost de bronz la 110 metri garduri, cu timpul stabilit 13 secunde și 97 de sutim. Tak ole spremljamo torej veliki finale v teku na 110 metrov z ovirami za mlajše mladince. Proga 6. Zaenkrat na progi 6 imamo najhitrejšega. Šesta proga, najhitrejša proga. Hristijan Asavov iz Bulgarije. 13:57. Merilne naprave pravijo, da brez veter je oziroma veter v bok. Cea de-a doua, mai strălucitoare, de argint la 200 metri plat, oprind cronometrul după 21 de secunde și 35 de sutimi. Takole startala je pravkar še druga skupina mlajših mladincev v teku na 200 metrov. Urban, Andraš, Armando, Mihail in pa Apostolos na progah od 3 do 8. Iščemo torej zmagovalca te druge skupine v teku na 200 metrov. Zmagovalec pa mislim, da tam številko 208, Mihail Milo Romunija, 21:33, plus 1:4. Înainte să plec din țară, mi-am propus să mă întorc cu o medalie, ceea ce s-a și întâmplat, luând locul 2 la proba de 200 de metri plat, cu un rezultat de 29 de secunde și 35 de sutim, iar la proba de 110 metri garduri, având un timp de 13 secunde și 97 de sutim, obținând locul 3. Cum a fost startul la 200 de metri, să spunem? Cursa? A fost o cursă foarte bună, s-au simțit cursele anterioare, a intermit oboseala pe ultimii metri, dar na, a fost ok. La 200 de metri, timpul din afară a fost mai bun față de cel din țară. În țară am avut timpul de... am record personal 21:64, iar în Balcan am făcut 21:35, deci e o diferență destul de mare. Doamna profesoară, cum a fost? Ce ne-am propus? Ce am realizat? A fost până la urmă bine. A fost foarte greu, a fost un concurs la care au participat 20 de națiuni și 400 de sportivi înscriși la start. Ne-au surprins numărul gardiștilor, care a fost mai mare decât numărul de la concurenților de la 100 și de la 200. Am avut în serie un început ezitant, dar ne-am revenit și am reușit o egalare de sezon best la 110 metri garduri cu 13:97, care ne-a clasat pe locul 3. Și a fost prima medalie, așa un moment de euforie pentru amândoi. Ne-am concentrat pentru 200, unde neașteptat rezultatul 21:35, toate pronosticurile. Într-adevăr, este locul 2, pentru că pe locul 1 este tot un român. Ambele rezultate sunt sub recordul național, care era al lui Nandi de acum o lună, 21:64, la două săptămâni l-a bătut militarul cu 21:62 și acum amândoi s-au întrecut, au fost 21:32 și 21:35. Copilul s-a comportat exemplar. Deci chiar dacă au fost o zi foarte grea, cu 4 starturi, 4 încălziri, pentru că a fugit și ștafetă 4x100, A știut ce vrea, a înțeles toate mesajele mele, am fost lângă el, am încercat să acoperim toate necesitățile lui din acel moment și a ieșit până la urmă cu bine. Speranțe pentru acest sportiv, da? Pentru viitor. Mari. Atâta timp cât o să rămână conectat la aceeași muncă, la acea seriozitate, la aceeași dăruire și să rămână cu picioarele pe pământ, va fi bine. Timpul înregistrat de Armando în proba de 200 metri plat înseamnă totodată îndeplinirea baremului pentru a participa la campionatul mondial la sub 20 de ani, ce se va desfășura la Lima, în Peru.